fără bandă dedicată, suntem obligați să mergem lipiți de trotuar. Și iată ce ne așteaptă. La Crângaș, de exemplu. Vrei? Nu o să ajung mai devreme. Nu ajung mai departe. Mergem noi, bicicliștii, și ne cam furduc. La bicicliști nu s-au gândit. Numai la mașini. Mașini electrice au umplut orașul, poluează și zac în trafic, în ambuteiaj. Păi așa că era mai rațional să-i încurajeze să meargă cu transportul public sau cu bicicletă. Tramvaiul 41 merge foarte bine. Rapid, ieftin, subvenționat de stat. Și mare confort este să dai cu ochii în soare. Gaze de eșapament în față, de spate, din toate părțile.
seara se întorc acasă, stau la rând, dimineața duc la serviciu sau la școală. Tot așa stau în direcție Evers, în ambuteiaj, cap pătrat cu mintea prin colță. În loc să meargă cu tramvaiul 41. Măcar acei din drumul taberei, din militari, care au transport. Că nu vă încurajează, nu vă motivează cumva să ieșiți din mașini. Dar și voi aveți o vină, că alegeți așa guvernare și că nu folosiți capul propriu. Să vă dați seama cât timp pierdeți în fiecare zi așteptând la semafoare sau la pod.